Revolta unei maimuțe. Odată, o maimuță din neamul anecdotic, venind la sfat pe o creangă de arbore exotic, a zis: "Atențiune! Sunt foarte afectată, că-și circulă o vorbă deloc adevărată, că omul ar descinde din buna noastră rasă. Ideea aceasta îmi pare atât de odioasă. Ați pomenit vreodată divorțuri printre noi, copiii lăsați pe drumuri sau strigăt de război? Cine a văzut în hoardă la noi bolnavi mentali, drogați, lacom de cărnuri sau homosexuali? Excroci, bandiți, gherile sau vrătutungerie? În neamul nostru nobil, nu vezi așa prostie? Noi n-avem mafii crude în stirpea noastră aleasă, nici teroriști, nici dogme, nici luptele de clasă. Cât am bătut eu jungla, scuzați, n-am observat în obștea maimuțească vreun cocotier privat. Nici garduri și nici pasnici, nici pui murind de foame sau omorâți în taină de așa zise mame. Nu veți vedea vreodată cât soarele și luna o minte de maimuță dospind în ea minciuna. Chiar dacă aș fi silită de vreun laborator, n-aș deveni portbâtă și nici informator. Și iată încă un lucru din lumea mea de jos. La noi nu se întâmplă război religios, nici sfinte închiziții, nici libertăți în lanțuri, nici chefuri după care să ne culcăm în șanțuri, nici ordine mondială, nici naționalism și nici vreo îndoială ce aduce ateism. E adevărat că omul a coborât la noi, dar nu, fiți rezonabili, n-a coborât din noi. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu.